Bună ziua, dragi iubitori ai fotbalului, vă spune Surdaciu, gaza voastră din această după-amiază. Ne aflăm la începutul returului dintre PSG și Bayern München. Un retur ce se anunță foarte, foarte interesant, mai ales pentru bavarezi, deoarece au reușit să câștige acasă cu 1-0 și au nevoie de un gol în deplasare ca să-i oblige pe cei de la PSG să marcheze de 3 ori. Dar înainte să începem, nu uitați să apăsați butonașul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal dacă n-ați făcut-o, bineînțeles, deja, pentru mai multe episoade noi din Turneul Campionilor și, de ce nu, pentru mai multe serii noi pe canalul de YouTube. Da, făcând o paranteză, vă spun, mai ales pentru cei care nu știu, astăzi o să jucăm cu Bayern contra lui PSG. În tur am jucat invers, n-am reușit nimic, am luat bătaie când am jucat cu PSG, tot de la Bavareș, 1-0. Acum o să încercăm să tranșăm această calificare, să ținem de ea, de scorul înregistrat în primul meci, sau de ce nu să mai marcăm gol sau goluri. Echipele intră pe teren. O vreme excepțională pentru un fotbal de mare calitate, cum este pe canalul nostru Surdaciu TV HD. În curând Surdaciu TV 4K. De ce nu? Echipele se salută. Di Maria în prim plan. Francezii o să încerce să producă surpriza. Avem din nou un arbitru din Franța, Cantor. N-au fost probleme cu el. Müchenu are lovitura de începere. Robben, veteranul Robben, pentru Rafinha, Boateng, Hummels, Vidal, David Alaba. Așa decurge această fază. Din nou pentru Vidal. Pasă în centru pentru James Rodriguez. Șut la colțul lung, puțin pe lângă poarta lui Trapp. Trapp. Uitați că Bayern are o ocazie foarte importantă în startul acestui meci, dar să așteptăm și replica Parisului. Au un atac foarte, foarte interesant cu Cavani, Neymar, în curând și Mbappé. Matuidi, Blaise Matuidi, pasă pentru Di Maria. Să nu uităm și pe Di Maria, da? El probabil va trece mijlocaș ofensiv, de îndată ce Mbappé Lota va ajunge la gruparea franceză. Haideți să vedem. Cavani față în față cu Neuer. Trage pe lângă poarte și își pune mâinile în cap. Dacă Parisul reușește și aici golul izbăvitor, se complica treaba pentru nemți. Se complica. Vidal, Alaba, Ribéry se demarcă, primește James, îl așteaptă pe Leva, va urma o centrare deviată și Trapp boxează, nu reține, fiindcă venea foarte, foarte furtunos acolo Robert Lewandowski, polonezul. Acum să vedem pe James. James, o fentă, își pregătește șutul și puțin deviat. Ajunge mingea pe mâinile lui Trapp, minge lungă pe Cavani, pierde duelul. James Rodriguez pentru Ribéry, o fentă foarte bună, încă una, îi dă pasă lui Vidal, Cilianu șutează și Trapp are o intervenție de zile mari. Minutul 19, primul corner al acestui meci. Da, mingea se ducea bine sub bară. Hai să vedem. James bate, Robben acolo, însă Matuidi respinge. Thiago Alcantara pentru James, o fentă, încă una, trebuie să paseze mingea Boateng. Vidal îl vede foarte bine pe Rafinha acolo, minge pentru James, călcâi pentru Vidal, șut și Bayern München deschide scorul pe pământ francez. Cine altul decât Cilianu Arturo Vidal, care dă cu piciorul în fanionul de la colțul terenului, de bucurie. Ce pasă dă James, îl pune față în față pe Vidal cu Trapp de la vreo 12-13 metri. Acesta nu iartă și Bayern München este foarte, foarte aproape de a se califica, de a merge mai departe în sferturile competiției alături de Juventus, Chelsea și Real Madrid.
Blaise Matuidi, sunt francezii și sunt nevoiți să marcheze de 3 ori. E greu să le dai francezilor 3 goluri, însă nimic nu este imposibil. Ribéry încearcă o pasă pentru Robben, n-a mers. Ce interesant e că Bayern München nu se retrage. Le place jocul ofensiv, din câte vedem, și probabil vor mai marca. James scapă 1-1 cu Trapp. James și Trapp are încă o intervenție de zile mari. A încercat șutul cu piciorul drept. Dacă era pe stângul, cred că nu mai ierta James, dar a șut pe poziția portarului, pe direcția, mă scuzați. Tot el centrează, aruncă mingea pentru Leva, Robben, Robben acolo și reține Trapp. A fost o bâlbâială în careu, dar a ieșit bine pentru PSG. Acum Kurzawa pasă pentru Neymar, Sito, apoi pentru Matuidi, a încercat din nou pentru Neymar, să vedem. Gaură pentru Leva, șut și Trapp face un meci foarte bun. Nu îi se poate imputa golul primit. A avut alte 3-4 intervenții de excepție și să vedem Neymar deposedat de Boateng. Încă o dată Neymar, centrare pentru Verratti, singur în care cu Neuer trage mult peste poartă. A avut tot timpul din lume să-și așeze acest balon. Da, a tras la repezeală. Și Unai Emery nu înțelege cum a putut să rateze din acea poziție elevului Verratti. Hai să vedem, Frank Ribéry intră în centru, pas acum pentru James, mai departe pentru Vidal, din nou pentru James, să vedem, Leva nu prea s-a văzut, pasă decentă, nu e în apele lui, Lewandowski a încercat pasa pentru Chilian și nu prea a mers. Acum superioritate numerică pentru PSG, sunt 3 jucători în careu, însă centrarea nu vine și Bayern München potolește apele. Ribéry ajunge la balon. S-au dat 3 minute suplimentare pentru această primă repriză. Dani Alves, Verratti. Acum 3 minute și probabil ultima fază a meciului. Să vedem Gaura pentru... Și să vedem, se dă penalti Cilianu, Arturo Vidal, Înger și Demon. Primește și un cartonaș galben, mă temeam să nu fie roșu, dacă uite, Di Maria solicita un cartonaș roșu, dacă se dădea aici cartonaș roșu, creșteau șansele semnificativ pentru PSG. Emery știe că trebuie să marcheze Cavani, față în față cu Neuer, în tur l-a lăsat pe Neymar și acesta a ratat, să vedem. Și... Nu, incredibil, ratează și Cavani. Da, a reușit să ia pe remingea Neuer, a tras pe același colț ca în tur, cum a tras și Neymar. Nu degeaba e numit cel mai bun portar al anului și pe bună dreptate din lume în ultimii ani, mă scuzați. Nu doar al anului, Dani Alves reține Neuer. Lasă mingea jos și aici se termină prima repriză. Poate dacă PSG-ul ar fi reușit să marcheze la această fază, ar mai fi păstrat șanse. Dar așa e foarte greu. L-am avut în imagine pe eroul din poarta Parisului, Kevin Trapp. Statistici mult mai bune pentru München. Mai puțin la posesie și la acuratețea paselor. În schimb, la șuturi pe poartă stau foarte bine bavarezii. Și să vedem ultimele 45 de minute din sferturile de finală, mă scuzați, al turneului campionilor. Se va trece la semifinale începând de mâine. Neymar pasă pentru Cavani, față în față cu Boateng, îl depășește în viteză, pasă înapoi pentru Matuidi, intră în careu, împiedicat, jenat puțin de Boateng. Să vedem. Au început bine francezii, însă recuperează Mühenul și poate să plece pe un contraatac. Îl vede pe Ribéry, nu știu dacă o să ajungă la acest balon francezul. No, n-a ajuns. Era bine pentru german dacă reușea Frank Ribéry. Să vedem acum. Oh, aici se poate da cartonaș roșu pentru Hummels. Să vedem.
Un cartonaș va fi? Nu va fi. După părerea mea, trebuia să se acorde cel puțin un cartonaș galben. N-a avut nicio treabă cu mingea. Ia să vedem și o reluare. Oh, se dădea roșu după regulament. Nu s-a arătat nimic. Scapă foarte ieftin germanul. Și să vedem contraatacul lui Bayer. Probabil se va reclama acest aspect. Ribery încearcă să le ia la viteză pe Dani Alves. Nu-i merge. Și scapă mingea în afara terenului. Di Maria. Intră și Lucas Moura în locul lui Di Maria. Fix de el vorbeam adineaori. Să vedem. Va fi o centrare pentru... Pentru cine? Pentru Thiago. Că pentru Levan a fost. Probabil el era destinatar. Da. A fost o execuție ratată. Acum Lewandowski. Lewandowski, Șuci! Ce golazo! Ce golazo! Dar n-a fost Lewandowski, ci James Rodriguez. Văd acum, ce golazo pentru columbian! Îmi aduc și aminte de golurile lui de la Cupa Mondială din 2014. Nicio șansă pentru trap. Am și zis, dacă ați fost atenți, în prima repriză, că dacă avea acel balon pe piciorul stâng, trap n-ar mai fi fost iertat. Vedeți și acum ce s-a întâmplat și ce se întâmplă când acest jucător are pe piciorul, are mingea pe piciorul lui de bază. Minutul 62, James închide această partidă, acest sfert de finală. Tristese că Parisul n-a reușit niciun gol. Să vedem dacă reușești golul de onoare, fiindcă va fi greu, fiindcă Bayern München nu trece în defensivă. Ribery n-a făcut mai nimic, nici Robben în acest match, nici Lewandowski n-a mers atacul. Mijlocul terenului a zbârnit însă la Bayern München cu două goluri pentru Arturo Vidal și James Rodriguez. Mai trebuie să marcheze Thiago și e tacâmul complet. Acum Vidal, șut și Bayern dă de pământ. Trap se azvârne pe pământ și da, acesta este nivelul, doamnelor și domnilor. Acesta este nivelul Bayern München, net superioară Parisului. Fanii huiduie și nu înțeleg de ce s-au investit atâția bani ca să iei bătaie într-o asemenea manieră. Este destul de trist. Vedem confirmarea grafică cum că Vidal va ieși în ropote de aplauze și va intra Tolisso. O dublă pentru Cilian în această după-amiază. Intră și francezul Tolisso, Corentin Tolisso. Și să vedem dacă se va mai marca. Acum decurg lucrurile, eu zic că Bayern va reuși și golul 4. Mult prea timidă PSG. Să vedem Ribery șutează la colțul lung și marchează șeptarul. Din nou huiduieli din tribună. Bayern München spulberă Parisul. A fost mai rău în deplasare pentru parizieni. Va ieși și Ribery după ce a marcat. Va intra Thomas Müller. Da, vedem, nicio șansă pentru trap. El a făcut un match bun. Una Emery profund dezamăgit. A făcut un match bun în ciuda faptului că a încasat 4 goluri. Nu cred că îi se poate imputa niciun gol. Poate golul 2, dacă țin bine minte. Dar restul nu. Au fost greșeli de funda și cum să-l lași pe Ribery atât de liber acolo. Acum Neuer, elegant, ca de fiecare dată, cu calmitate. Să vedem Lewandowski, o pasă slabă din partea lui James. Era 2 contra 1 dacă mingea ajungea la Leva. Să vedem acum, PSG-ul poate să dea lovitura, însă Matuidi trage foarte departe. Din nou huiduieli. Huiduiel, iese și Kurzawa, intră Gese,
Hesse, mai bine spus, fostul jucător al celor de la Real. Acum Parisu, superioritate numerică, însă Neymar două pasă greșită. Mi s-a părut că a faultat acolo Cavani. Și să vedem, mai este foarte puțin din acest match. James pentru Müller, intră în centru, intră în centru și se duce germanul. Se duce germanul, încearcă șutul, puțin pe lângă, a vrut să limite exact pe James Rodriguez. Șut cu piciorul lung, a vânat vin cu porții, iese și Thiago Motta, intră Pastore. Câteva minute și pentru Pastore. Minute triste, aș putea spune. Să vedem, s-a greșit mult la Paris, pase, tot ce ține de baza fotbalului. Să vedem, Tolisso îl vede pe Müller, șutează Müller peste poartă din nou. Da, a avut două ocazii, s-a jucat cu ele, n-a fost să fie. Da, n-a trecut mult pe lângă poartă acest balon și probabil se va fluiera. Mai e o fază pentru Real. Îi dă pasa lui Lefa. Mai departe pentru James. Shoot și 5-0. Hedric pentru James Rodriguez. Da. 5-0. 6 la general. Ce pot să cer? Candidată certă la câștigarea acestui turneu. Bayern München. Nicio șansă pentru francezi în acest meci. S-a văzut clar cine a fost șeful. Și e trist. Nu știu ce o să urmeze pentru parizieni, însă cam atât pentru astăzi. Atât s-a putut din partea lor în acest turneu. Au încasat 6 goluri. Vedem cum se salută antrenorii celor două echipe. Jucătorii se felicită între ei, ceilalți pleacă triști acasă părăsind această competiție. Da, ăsta a fost meciul. Vedem și statisticile. Bayern merge mai departe și de mâine încep semifinalele. Vă mulțumesc pentru prezență. Eu am fost Urdaciu. Acesta a fost episodul de astăzi. Voi ați fost și rămâneți cei mai tari jupâni și până data viitoare, dăm cu pace, stimă și respect.